Bună ziua! După cum ați urmărit în ședința în plenul Parlamentului, astăzi Procurorul General interimar a solicitat ridicarea imunității deputatului Marina Tauber pentru 3 episoade diferite în conexiune cu un dosar penal care vizează deci finanțarea ilegală a partidului politic Shor și falsificarea rapoartelor a partidului politic Shor. Suntem aici să răspundem la câteva întrebări de la jurnaliștii din sală. Avem doar 15 minute. După cum ați văzut, noi de mai multe ore stăm în Parlament. Am răspuns la multe întrebări din partea deputaților, dar dacă au mai rămas careva lucruri pe care le putem concretiza despre învinuirea care a fost citită astăzi, despre procedura de astăzi, vă rog să ne adresați. Înainte de a lua întrebări, am vrut să precizăm că în momentul în care deci, va fi finisată urmărirea penală și dacă deci, procurorul de caz o să decidă că a rezolvat toate demersurile și cererile avocaților, va întocmi rechizitorul și trimite cauza în judecată, atunci vom face deci, o conferință de presă mai amplă să răspundem la mai multe întrebări despre probe, declarații, sau alte lucruri. Deci vă rog astăzi, dacă sunt careva întrebări, despre procedura care a avut loc în Parlament. Vas tu! Bună ziua, Daniela, de la TV. Vreau să vă întreb, pentru că toate acuzațiile despre care s-a vorbit astăzi în plenul Parlamentului vizează în special campania electorală din 2021 de la alegerile locale din Băl, de ce a durat atât de mult procesul de anulare a probelor și când totuși acest dosar ar putea să fie transmis în judecată, pentru că inclusiv pentru asta s-a făcut ridicarea imunității? Da, după cum ați menționat, deci urmărirea penală, dosarul penal a vizat o perioadă îndelungată, începând din octombrie 2021, dar infracțiunea a fost una continuă. Deci a continuat. Noi, ca organ de urmărire penală și procuratură, deci urmăream ce se întâmplă și continuam să investigăm. Deci noi aveam obligațiunea să urmărim probele mai departe, să efectuăm măsurile speciale pe care le-am autorizat la judecători și să ajungem într-un final, într-o situație unde consider procurorul de caz că sunt suficiente probe ca să fie înaintată o învinuire finală în privința Marinei Tauber și a persoanei juridice, Partidul Politic Shor, să ajungem la etapa la care ne aflăm astăzi. Deci a durat mai mult timp pentru că infracțiunea a avut un caracter prelungit și continuu, dar la această fază, deci procuratura și organul de urmărire penală, aici a fost ofițeri de la Centrul Național Anticorupție, a fost implicat în investigația asta și țin să menționez și că deci am primit suport și de la Serviciul de Informație și Securitate, care au ajutat pe parcursul dosarului, cum ar fi pentru filaje sau alte măsuri speciale de investigație. Deci s-a muncit foarte mult, ca în echipă, și am ajuns la faza la care ne aflăm astăzi. Aici, ofițerii, procurorii și-au terminat treaba. Ce urmează e că avocații și învinuita, deci și Partidul Politic Shor, vor avea un timp să ia cunoștință cu materialele din dosar, să depune careva cereri și demersuri care le au dreptul să facă după lege și după asta va fi deci, trimis dosarul în judecată. Noi estimăm aproximativ câteva săptămâni va fi trimis dosarul în judecată în privința Marinei Tauber și Partidul Politic Shor. Portalul politic, doamna Trăcălin, vreau să vă întreb, poate oare o persoană fizică să fie condamnată pentru faptele care se impută unei persoane juridice? Aici noi avem învinuiri separate, una pentru Marina Tauber, persoana fizică și acțiunile sale, și separat avem o învinuire în privința persoanei juridice, Partidul Politic Shor, care are un reprezentant legal, care are avocați separați. Ca urmare, deci dacă ar fi condamnat persoana juridică, Partidul Politic Shor, ca consecință ar putea fi lichidat persoana juridică, deci partidul.
Marina Tauber, deci ca persoană fizică, riscă pedeapsă cu închisoare și amendă. Dumneavoastră ați invocat faptul că ar trebui de modificat legislația, în special codul de procedură penală, pe undeva în această relație de procurori și judecători, și vă întreb dacă nu am putea asista iarăși la o judecare a situației pe care o avem în cazul Andronache. Deci, puteți să ne spuneți clar pe ce modificări insistați la ora actuală pentru a nu avea cazul de asemenea gen? Noi, ca procuratură, avem mai multe deci inițiative pe care le considerăm importante când vorbim despre modificări în codul penal și codul de procedură penală. Lucrăm în grupuri de lucru cu Ministerul de Justiție, cu Comisia Juridică din Parlament, dar sunt unele care, din punctul nostru de vedere, sunt mai urgente, mai necesare. Noi vorbim despre ele în spațiu public, deci planificăm să venim cu niște propuneri concrete chiar pe pagina noastră web, să fie mai clar care e poziția Procuraturii Anticorupție. Deci urmează să publicăm asta în scris, dar după cum am menționat în Parlament, este vorba despre o modificare din codul de procedură penală, să permite procurorului să poată contesta deciziile judecătorului din fond, unele decizii cu care nu suntem de acord, cum ar fi măsura preventivă aplicată sau decizia unui judecător să aibă un proces cu ușile închise. Deci aceste două lucruri, din punctul nostru de vedere, ar trebui să fie deci, supuse unui control deci, de dublă jurisdicție, să putem contesta deciziile la curtea de apel și să facem asta la faza inițială a procedurii, să nu trebuiască să așteptăm până la o sentință care poate dura ani de zile. Ați invocat un termen de 12 luni. Aici e vorba despre termenul maxim, deci potrivit legislației din Republica Moldova și interpretarea Constituției din Republica Moldova, deci un termen de maximum 12 luni pentru măsura preventivă, arest preventiv sau domiciliu. Deci dacă o persoană are în total 12 luni sau de arest preventiv sau domiciliu sau jumate-jumate, deci după perioada asta de 12 luni în total, nu mai este posibil de aplicat măsura preventivă de arest sau la domiciliu. Deci asta înseamnă că orice persoană din Republica Moldova, după 12 luni privare de libertate, nu mai poate fi deci aplicat măsura preventivă să asigurăm că nu se va eschiva din țara asta, nu va comite alte infracțiuni. Noi cu toții știm că deci, infractorii principali din țara asta sunt fugari în ziua de azi. Eu cred că deci am rugat deputații din Parlament să considere posibilitatea de a schimba legea în Republica Moldova, să avem posibilitatea de a aplica așa măsură preventivă în cazuri excepționale, deci asta nu e cazul pentru fiecare infracțiune, dar sunt cazuri cu siguranță care sunt complexe, de rezonanță, unde persoana prezintă un risc pentru societate, prezintă un risc de a se eschiva, unde, din punctul meu de vedere, ar fi potrivit să nu există așa o limită. Deci, în sistemul de justiție din care am practicat eu ca procuror în Statele Unite, nu există un termen deloc. Deci, nu e stabilit pe lege. Un termen rezonabil. Și judecătorii decid, caz la caz, care e termenul. Eu am avut un caz de fraudă, deci unde un avocat a stat în arest preventiv, în închisoare, 3 ani de zile. Deci, câteodată, asta e rezonabil, dependent la circunstanță. Și ultima întrebare. Dumneavoastră, vedeți o finalitate în acest dosar, având în vedere că ați intrat într-o zonă, să spunem așa, politică, într-o zonă legată de finanțarea partidelor politice, legislația noastră este destul de vastă la acest capitol. Vă întreb dacă procurorii văd o finalitate în acest dosar cu finanțarea ilegală a partidului ușor. Un anumit termen. Nu știu cât o să dureze.
Nu vă putem da un termen cât o să dureze, pentru că, după cum cunoașteți, când dosarul ajunge în judecată, acolo judecătorii decid deci cât de repede va fi examinat cazul. Aici, totuși, e vorba despre o persoană fizică care are măsură preventivă arest la domiciliu și, deci, legea prevede că așa fel de caz trebuie să aibă prioritate. Deci, noi sperăm că va fi examinat cât mai repede posibil. Dar înțelegem, deci, judecătorii din Republica Moldova în ziua de azi sunt foarte încărcați, au foarte multe dosare penale, mii și mii de dosare penale. Noi sperăm că careva soluții, de exemplu, Curtea Anticorupție, poate ar fi o soluție să putem descărca careva judecători care se poate concentra anume pe cazuri de rezonanță, să miște cât mai repede. Eu cred că noi cu toții în țara asta ne dorim să se întâmple asta și trebuie să ne gândim la soluțiile pentru deci, realitatea în care ne aflăm. Domnul procuror a menționat că majoritatea mijloacelor financiare erau incluse prin aeroport. Din informațiile pe care le rețineți la moment, noi vedem că proteste și manifestații sunt organizate în continuare. Aceste mijloace financiare continuă să vină șosele către partidul ușor. Ce ați putea să ne spuneți? Aici o să las procurorul al de caz să vă răspunde în limitele care el consideră oportun. Ce ține de finanțarea în continuare a partidului politic Șor, dosarul de bază este la urmărire penală, deci noi acolo continuăm investigațiile. La moment nu vă putem da un răspuns concret referitor la circuitul banilor din Federația Rusă în Republica Moldova, fiindcă suntem la etapa de urmărire penală și nu vrem să încălcăm anumite articole din codul procedurii penale care interzice furnizarea unor astfel de date. La o anumită etapă, când noi vom constata cu certitudine și vom avea un rezultat pe caz, cu certitudine vom reveni cu informații suplimentare referitor la finanțarea în continuare acestui partid. Vreau să vă întreb, în ce condiții suma ilicită despre care s-a vorbit de peste 195 de milioane de lei ar putea fi confiscată în conturile statului, dacă există o astfel de posibilitate? Noi am făcut claritate în plenul Parlamentului referitor la această sumă. Suma respectivă este împărțită în mai multe sume, dintre care aproximativ 10 milioane au fost transmiși sub controlul organului de urmărire penală, bani proveniți din Federația Rusă, alte 10 milioane au fost depistate și ridicate în cadrul perchizițiilor. Acești bani sunt confiscați, sunt ridicați și recunoscuți ca corp delict, transmiși spre păstrare. Odată cu decizia finală pe acest dosar, se va hotărâ și soarta acestor bani, dacă vor veni sau nu în contul statului. E vorba de 20 milioane, adică restul banilor... Deci restul banilor noi le putem acoperi prin sechestri față de membrii sau figuranții în această cauză. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție și vrem să vă asigurăm că deci, organele de stat, ofițerii din Centrul Național Anticorupție, procurorii din Procuratura Anticorupție și ofițerii detașați în instituția noastră, ofițerii de investigație din Serviciul de Informație și Securitate au lucrat împreună, în echipă, pentru a finisa aceste episoade în acest dosar. Noi lucrăm împreună în continuare. Acesta e doar un dosar din peste 600 care Procuratura de Corupție le are în gestiune la faza de urmărire penală. Noi vom informa publicul, deci când e posibil, despre dosarele de rezonanță și vă mulțumim foarte mult pentru întrebări și pentru atenție. La revedere!